Acum mai bună ziua, sigur. Am primit multe semnale cu disconfortul pe partea de Alfa de aici, mai ales când se vine de pe zona mărului cu utilaje grele. Până se va găsi o soluție de a modifica traficul de aici, de a găsi un alt drum prin altă parte, am discutat, mai ales că era și aici o bucată de, cum se vede, de ciment, să reasfalteze bucata de la Podeț până la coborârea de acolo, tocmai pentru a nu mai veni cu atâta praf de aici spre, stradă, cum de asemenea sper să ține de cuvânt să păstreze bun obicei dinainte când mergeau pe aici să mai ude, să mai șteargă de praf mașinile. Și ce mai putem noi, fiindcă tot e primăvară, le-am dat să planteze, să mai facem o bandă de spațiu verde de la postul ăsta trafo încolo spre cimitir. Trag nădejde că nu o să se ia la luptă cu stejarul roșu care îl punem acum aici și o să-i lase să se prindă și să crească, și dacă e cazul mai încolo să-i și îndesăm, să facem o bandă verde astfel încât să mai încercăm cât de cât să luăm din dezavantajele dezvoltării orașului. Ăștia a spus de azi și ei sapă gropile, uite, sunt acolo oamenii săraci, sapă pe gropi în continuare. Uite că o respectat. Să vină mai încolo și să-i ude de aia lăsat pe groapa, mă bucur că le-a pus și un pic de protecție, dacă tot eu le da. Vor arăta frumos dacă se prind și vor fi mari încă o dată. Vin cu ei de acolo, veniți până la postul trafo și de la postul trafo mergem cu el încolo. E ceea ce putem face în momentul de față și pe repede înainte și sper eu chestie. Sper că va ieși bine și aici. O face constructorul pro bono, pentru că tot aduce praful de pe șantier încoace, așa că eu mă bucur că e acțiune și cu asfalt, dar și cu spațiu verde. Gata, ne oprim aici, venim noi într-o zi la Fest Park să vedem cum merge treaba, că am fost în toamnă când se punea, hai să zic și așa, piatra de temelie. Na, uite, vedeți, e circulație mare pe aici, evident că se face și mult praf. Și de aici începând, încolo nu era decât pământ și praf, se ridica tot praful în sus, măcar rezolvăm bucata asta. Mergem, că mai avem azi câteva puncte. Spor la treabă tuturor!